Bine ați venit la emisiunea Povestiri pentru Alice. Sunt Monica Lupu, iar invitata mea este Alice. Ne bucurăm că ați ales să petreceți alături de noi câteva minute în care să ascultați o povestire interesantă. V-aș ruga să fiți atenți pentru ca să putem descoperi împreună ce lecție importantă, ce lucruri minunate putem desprinde de aici. Ce povestire ai dori să citim, Alice? Povestirea despre fetița bolnavă. A, despre fetița bolnavă. Povestirea se numește Aproape prea târziu și se găsește în volumul Povestiri pentru copii de Arthur Maxwell. Chavon avea un obicei foarte urât. Adesea spunea lucruri neplăcute și rele oamenilor, uneori chiar mamei și surorii ei, Jean. Într-o zi chiar i-a spus lui Jean că o urăște. Te urăsc, te urăsc, a spus ea. Nu vorbea serios. După un timp îi părea rău de ceea ce spusese și ar fi vrut să nu fi făcut-o. Se gândea chiar că ar trebui să-și ceară scuze, dar ceva din sufletul ei o reținea. Atunci s-a întâmplat că Jean s-a îmbolnăvit. Era o fetiță timidă, micuță, și o deranja că sora ei mai mare o ura. Se simțea groaznic, avea o răceală puternică și trebuia să stea în pat. De ce mă urăște, Chavon? A întrebat ea când mama a venit lângă patul ei. Nu te urăște, sunt sigură că nu. Am să vorbesc cu ea despre asta. Am să o întreb. Și mama chiar a vorbit cu Chavon, dar fata tot nu voia să-și ceară scuze. N-ai putea măcar să-i spui că o iubești? Cred că asta ar face-o să se simtă mai bine, o îndemna mama. Haide, încearcă, spune-i. Am să mă mai gândesc, a spus ea. S-a gândit, dar nu a acționat. Și nici nu s-a dus la Jean să-i spună te iubesc. I se părea prea greu. În timpul acesta, fetița se simțea tot mai rău. Într-o zi, doctorul a spus că s-ar putea să aibă pneumonie și că ar fi mai bine dacă ar duce-o la spital. Chiar și atunci când Chavon a văzut cum sora ei era scoasă din casă, a refuzat să spună cuvintele frumoase pe care știa că ar fi trebuit să le spună. Următoarele zile au fost pline de griji pentru mama. Cu fiecare zi, Jean se simțea tot mai rău, mai rău, mai rău. S-ar putea să o pierdem, pe surioara ta, a spus ea lui Chavon într-o dimineață când pleca spre spital. S-o piardă? Gândul acesta nu-i trecuse niciodată prin minte. Cu siguranță, Jean nu va muri. Ar fi îngrozitor, gândea Chavon. Deodată a hotărât că trebuie să-i spună surioarei sale că îi părea rău de cuvintele pe care îi le adresase. Și nu mai putea aștepta. Trebuia să-i spună imediat. Chavon a mers la spital cât de repede a putut. Furișându-se pe lângă portar, s-a grăbit pe scări spre salonul lui Jean. Pe ușă scria: nu primește vizitatori. Însemna că Jean era foarte bolnavă. O asistentă tocmai trecea pe acolo. Pot să intru? Eu sunt sora ei, a spus Chavon. Îmi pare rău, a zis asistenta. Jean este o fetiță foarte bolnavă și nu poate fi deranjată acum. Dar, vă rog, am ceva foarte important să-i spun. E foarte important. Oricum este prea bolnavă ca să te poată înțelege. Mai bine, vino mai târziu. Poate chiar mâine. Chavon s-a întors și în ziua următoare, dar sora ei se simțea mai rău. A așteptat în hol toată după amiaza, iar asistenta i-a spus că Jean era încă prea bolnavă ca să poată primi vizitatori.
a venit în fiecare zi, timp de o săptămână, și a așteptat la ușă. Adesea lacrimile îi curgeau pe obraj, gândindu-se la firava ei surioară, care se lupta să trăiască în salonul acela de spital. Cât de mult se ruga ca Dumnezeu să-i mai dea doar o șansă măcar să ceară iertare pentru modul îngrozitor în care o tratase pe sora ei. În sfârșit, a venit ziua în care asistenta a chemat-o pe șavon. Vino. Cred că astăzi Jean se simte destul de bine ca să te poată primi. Un zâmbet minunat a apărut pe fața plină de tristețe a șavonei. S-a grăbit să intre. Ceea ce a văzut, aproape că i-a zdrobit inima. Jean părea atât de mică și de slăbită, cu atâtea tuburi și aparate care îi înconjurau patul. Dar când a văzut-o pe șavon, fața fetiței s-a luminat. Șavon i-a luat mâna micuță și a mângâiat-o încet. Am vrut să spun mereu cât de mult te iubesc. Ești atât de importantă pentru mine. Îmi pare rău că am spus cuvintele acelea groaznice și promit că niciodată nu mă voi mai purta urât cu tine. Și vreți să știți ceva? Doctorii și asistentele au fost uimiți să vadă cât de repede s-a vindecat Jean după aceea. Trebuie întotdeauna să fim foarte atenți cu cuvintele pe care le folosim. Cuvintele noastre pot răni, pot face mult rău. Biblia vorbește în proverbe despre importanța cuvintelor. În Proverbe 15:4 spune: limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Și Jean chiar avea sufletul zdrobit. În Proverbe 16:24 spune: cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Iar în Proverbe 25:11 spune: un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Sperăm că v-a plăcut povestirea noastră. Dacă doriți să mai aflați și alte povestiri interesante despre copii, la fel ca voi, scrieți-ne pe adresa monicalupu@arondmail.com. Repet, monicalupu@arondmail.com. Dacă aveți experiențe frumoase pe care doriți ca și alți copii să le asculte, să le afle, scrieți-ne pe această adresă pentru ca să le putem citi într-una dintre emisiunile viitoare. Domnul să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. La revedere, copii! La revedere!